Am revenit partea a doua a realităților rurale, discutăm pe larg despre ceea ce înseamnă statul românesc și bineînțeles că avem o reprezentativitate a 90 și ceva la sută din pământul României și a 47,5% din populația României și cu atât mai mult cu cât Asociația Comunilor din România, din România reprezintă cât domnul președinte Drăghici, cât la sută din uh, comune României? Ca și membrii Ca Asociației... și membrii, da. Avem din uh, 2862 de comune, că orașul Băneasa e în rândul nostru comună. Am înțeles. Uh, avem 2100 și pe aici, că mai am primit niște adeziu în zilele trecute. Deci peste de 70%. Am da, reținut. Da. 70%. să prezentăm din nou și pe ceilalți doi invitați. Domnul Emil l-ați văzut, președintele acord, lângă dânsul doamna Cosmina Ramona Pandele, primarul comunei și de Soprahova, și lângă mine domnul Gheorghe Demian, primarul comunei Ciugud Alba. Care? Un pic răcit. Vă duceți acasă răcit de la București cu... Nu e problemă. Da? Bun. Dacă vă luați o săptămână de concediu, lucrurile merg în continuare în comună, fără probleme? Fiecare și știe ce are de făcut? Mai bine decât dacă aș fi acolo. <laughs> deci puteți să vă luați, <laughs> domnul primar, un pic de concediu. Nu, e, vreau să spun că referitor la... Eu care sunt plecat cam 367... Și bazbiru și 36, cam, cam, cam 367 <laughs> la zile, 365... Uh, Uh, lucrurile merg mai bine fără mine. Dar dumneavoastră mi-ați povestit la Comuna că v-ați făcut o echipă în care doar uh, le spuneți... Nu, nu, nu. Știu fie, știe fiecare ce are de făcut, ca și la Asociația Comunelor. Să știți că și aici am un colectiv deosebit de bun. În și cât timp se... ați reușit asta? De asta că la comună se dă 29 de ani și aici de 15 ani. Deci ați reușit dar, repede la acord. Dar, pe da, da, aveam o experiență <laughs> dincolo. Uh, natura atribuțiilor este cu totul altceva aici, la Asociația Comunelor. Dar să știți că uh, eu am o satisfacție cum nu se poate de mare pentru filiale județene. Avem filiale județene unde au peste 200 de angajați. Perfect înseamnă că poate să facă lucrurile așa cum trebuie, profesionist, Da, asta alor, înseamnă dezvoltarea comună de județe respective. Durabilă. O mare problemă pe care am văzut-o astăzi și am stat, chiar încă nu s-a terminat această discuție, era încă întoi, dumneavoastră ați venit în coace și eu am plecat ca să mi pregătesc emisiunea. Se vorba de cadastrare. Cadastrarea e o problemă pe care, cum să spun, vă arde și dumneavoastră ați spus o vorbă, vă readuc acum aminte, am și spus-o înainte de emisiune, cineva spunea că va dura cam multă vreme, nu spun câți ani. E adevărat? Chiar așa se vede de acolo, de la firul ierbii, ca să spun, de la este, comune? Este adevărat, pentru că sunt unul dintre... Reprezint comuna din primul lot de comune unde s-a pornit cadastrul general. M-am implicat major în ceea ce privește elaborarea reglementărilor și aici trebuie să spun foarte sincer că relația de colaborare cu Agenția Națională de Cădață și Publicitate este una, dacă aș nota o poscară de la 1 la 10, i-aș da cam 12. Și uh, cu toate astea? Cu toate astea, pentru că, uh, ce se întâmplă? Simțul proprietății a cam dispărut. Te duci să măsori, nu știi cui e terenul. Sau spune cineva pe aici... E cu lăsat așa? De pe pe l -i l -i aici, și eu reprezint o comună destul de mică, uh, sau uh, pe aici cosea cineva. Și a spus, zice, e pământul lui Dar acel Cutare nu e el. Este proprietar altcineva. Și gândiți-vă că din ce în ce aici vom avea mare problemă. Eu mă întâlnesc cu colegi din, toate, din toată România. Tot mai mult plecați în afară. Aici nu o să mai știm al cui este terenul. Haideți să vedem un exemplu. La Berceni, doamna primar, cum este? Noi am început, suntem uh, în finanțarea doi uh, pe Part sistematic, a doua, da. Da, și, într-adevăr, am întâmpinat foarte multe probleme. Într-adevăr, există proprietari pe care, de care nu mai reușim să dăm. Există situația în care, cum spunea și domnul Drăghici, terenurile sunt lăsate și oamenii nu mai știu cine și cum uh, erau folosite. Aveți vreo pârghie în care, să zicem, nu vine, nu-și revendică, trece în uh, proprietate. Nu, există... Există o prevedere legală pentru care ea, o înscrii provizoriu o sesie da. pe uh, comună, Comuna, da. dar aici e de, de, de discutat. Bun, și dacă 10 ani de zile vei avea posesia acelui teren, nici tu nu ești capabil nu să, poți nici să investești, nu? Bineînțeles. Exact, înțeles. nu poți face nimic. Uh, aici trebuie văzut. Om Eu am ceva cam așa am așa în minte, nici nu vreau să spun ce am, uh, dar uh, oricum va fi o sarcină extrem de grea pentru autoritățile administrației publice locale acele terenuri, dacă și, și situația în care proprietar nu ești. Amendată legea? Și ce să facem? Păi nu, să cerți amendarea legii. Bun. După Bun, cum să amendăm, găsim. Eu sunt convins care că vom găsi. Ce? Ce facem? Nu știu, dumneavoastră sunteți specialiști, nu noi. Păi nu, Ai nu, uh, ceva e, dar nu pot spune doar Am înțeles, pregătiți, să aveți agreement. o idee, da. ceva. Da, da Domnul da, primar, la da. dumneavoastră cum stați cu cadastru? Da, Emil spunea că a fost prima, prima In, în prima serie, noi suntem în ultima serie, să zicem așa. Am terminat, Ați avut timp să vă gândiți. Da, am terminat cadastru general, am avut perioada de contestație, am avut vreo 2800 de contestații. Uh -huh. Marea majoritate pe ați intravilan. Făcut câte ați făcut sau... Am, am în contestație. Da, da. Păi am avut trei colegi de la primărie care stăteau în fiecare zi, inclusiv nu, inclusiv duminica. Sâmbătă aveau liber, de la ora 9 dimineața până la ora 7 seara, cu o pauză de două ore la miasă. Tocmai pentru a fi cât mai aproape de oameni, de a ține firma de cadastru în mână, să nu. Bă, fă, facă o lucrare superficială, oricum nu o să poți face un lucru perfect, totul este perfectibil. Da, dar se pornești undeva, chiar și această da, cadastrare da, primară care noi se face am avut noroc că am avut în cadrul și avem în cadrul primăriei un birou de cadastru și o parte, se la pricep. vreo 30% dintre terenurile din nu au deja... fost cadastrate. Ah. Avem probleme însă cu viile, avem probleme așa cum spunea Emil, nu mai găsești vârznicii care știau ordinea în tarla în zona noastră fiind zonă cooperativizată, în 2000 când eu am ajuns la primărie, am avut sate unde n-am găsit schițe de punere în posesie și acolo trebuie să încep să reconstitui totul. Da, e tot noi, verbal suntem, și... noi suntem foarte optimiști și sperăm ca anul acesta să dăm extrasele CF gratuit oamenilor, însă ce este foarte important pentru România dacă nu se începe în forță cadastrarea, și pe mine mă doare extrem de mult, noi este am în avut 2019, pe por prin 750 de milioane de euro pentru cadastru general în mediul rural. Din 750 de milioane am ajuns la 500 de milioane, acum suntem la vreo 250, dacă nu-i pierzi și pe ăștia, dar suntem în 2019 și nu știu în ce stadiu sunt cu licitațiile. Uh, cu cât începem mai repede, cu atâta ne va fi mai bine. Atât administrații publice locale, și aici vorbesc de probleme pe care colegii mei le au în implementarea proiectelor pe fonduri europene, că nu-și pot dovedi uh, proprietatea publică sau privată, atât pentru apia și pentru partea privată, pentru. Asta agricultură. Și ce este dureros, că anul acesta am participat în Graz, în Austria, cu doamna director ajun de la NCP și un grup de colegi. Ei sărbătoresc două. De, 200 an de, de ani de cadrastru general. Și a dumneavoastră, apropo, că la dumneavoastră în Ardeal ați da. beneficiat de niște lucruri eu pe care, care le-au făcut. În Austro-Ungaria am avut Cartea Funciară. Da, așa este. Și cu toate astea, ei sunt unde sunt și noi suntem 200 ei. de ani în urmă. Glumesc, nu e da. atâta. Am un sincron al domnului că tot vorbeam de <coughs> aceste forme în care e nevoie ca firul API în continuare să știe, se bazează pe aceste date din cadastrare. Avem uh, pe domnul ministru Petre Daia, care a fost prezent și a stat uh, acolo foarte mult. Cred că a stat după ce s-a terminat încă o jumătate de oră, cel puțin, pe holuri. Deși avea la minister o conferință la ora 14, a fost reținut de către primar, care peste 60 cred că din primar sau, sunt și fermieri. O scurtă declarație de a domnului de și apoi venim și comentăm acest lucru. Foarte mulți primari, pentru că sunt Cureaua care transmite și informația de la Ministerul Agriculturii către sat acolo. Cât de important a fost întreaga de astăzi? Extraordinar de important pentru că este o satura satelor. Aici am avut primarii, gospodarii de frunte ai comunelor respective și, după cum știți, la comună, la sate, se face hrana. Acolo primarul cu fermierul tot timpul își, își dau mâna pentru binele țării și pentru... Binele fiecăruia. Binele fie pentru că ei sunt principalii oameni care știu și binele și rău în comună respectivă. Este primul om din rețeaua administrativă care este în legătură cu viața pur și simplu. Acolo cunoaște care sunt greutățile acolo, cunoaște care sunt bucuriile. De aceea pentru mine astăzi a fost o zi excepțională pentru că am fost alături de oamenii cu care lucrez și în zona unde eu m-am născut și am trăit. Am o vârstă pe care am petrecut-o în domeniul agriculturii, la sate, iar oamenii aceștia sunt extraordinari și trebuie să îi respectăm ca atare și să-i ajutăm în același timp, pentru că respectul înseamnă, în primul rând, ceea ce faci pentru comunile, pentru fiecare comună în parte. Respectul pentru ce faci pentru fiecare comună în parte. Nu putem, e indisolubil legat ruralul de agricultură. Nu avem ce face, indiferent cât vrem noi să facem orice fel de agricultură. În zona dumneavoastră este zonă de zootehnie mai mult decât poate în zona de sud. La dumneavoastră, lângă Măploiști, știu că sunt terenuri mari. Aveți pe comună fermieri cu suprafețe mari. Două tipuri separate. Cultură mare, zootehnie. În momentul de față, cum credeți, pentru că trebuie să vă spun, domnul ministru de aia a spus părerea și a spus, am absorbit fondul european, s-a simțit acest lucru în în teren, adică fermierii care contribuie până la urmă și poate și pentru bugetul local, ca o societăți care plătesc taxe locale. Se simte acest lucru că agricultura merge bine? Poate nu duduie, cum spunea unii, dar merge bine? Categoric, categoric. Ne aducem aminte până în 2007 că terenurile erau majoritatea lor purloagă. După apariția subvenției, dar nu doar a subvenției, haideți să ne uităm la flota de utilaje agricole pe care le au fermierii români, că suntem la ora actuală peste Germania, peste Austria, peste Franța, peste Olanda și sunt țări cu potențial agricol imens față de noi. Tocmai datorită acestor fonduri europene au început ca lucrurile să se coaguleze, în sensul că au venit tineri fermieri care lucrează deja de la 50 la 300 de hectare. Avem uh, fermieri care au ferme de vaci, ferme de oi uh, și un lucru este extrem de important. Spunea ministrul Daia că uh, mâncarea vine de acolo, de la țară. Să știți că deocamdată nu s-a inventat pastila pe care să o luăm să nu ne țină de foame 24 de ore. Pe de altă parte, eu când văd mâinile acelea crăpate de munca țăranului sau a agricultorului, a fermierului, cum îi zicem acum, îmi vine să le sărut, să mă închin în fața lor, pentru că, într-adevăr, am văzut în 2002, când am fost primată în Germania, ce probleme aveau ei. Cu tineri care tot mai puțin se întorceau la sat. Mai grav nu și găseau neveste. Că nu vreau să meargă la coada vacii fetele da, era... de acolo. Deci ei, doamne rușine. A, ei a, pentru mine, acești oameni sunt niște eroi. Sunt niște eroi pentru că, uite, gândiți-vă la un fermier care are o fermă de vaci, ăla nu are nici sâmbătă, nici duminică, Sigur, nici concediu. Da, crânite, orice adapate, orice, orice animal am avea, da, e nevoie să fie acolo, să-l să simți ca pe un copil al tău, ca pe un apropiat al tău, să vezi când e bolnav, să-l tratezi și așa mai departe. De asta, ar trebui să fie o simbioză perfectă între noi, administrație publică, și fermierii de acolo. Corect. Și să-i susținem. Noi am scris, de exemplu, în prima perioadă, am scris undeva la gratuit de către echipa din primărie vreo 80 de proiecte, proiecte pentru ei. Și accesarea de fonduri da, europene. Da. noastră, doamna primar, aveți suprafețe mai măricele decât are domnul primar la Ciugud? Sunt așa, fermieri așa. mai mari? Care este cel mai mare fermier la dumneavoastră acolo, în zona cam câte hectare? De câte sute? 300, 300 de hectare. 300 de hectare. Da. Sunt, sunt fermieri care se ocupă de foarte multă vreme și... Legumicultură aveți? Avem și legumicultură, dar nu foarte mult. Mai mult pe partea de cereale suntem, ne axăm și ideea este că acești oameni în ultima perioadă chiar... Au avut acces la ajutor, au început să înțeleagă că trebuie și ei, la rândul lor, să se mobilizeze și, de ce nu, să atragă lângă ei copiii, prietenii și să încerce să scrie aceste proiecte, să obțină aceste finanțări. finanțări, pentru că, sincer, la un moment dat, cred că toată lumea a simțit că, fără. Acest ajutor, lucrurile nu ar fi putut continua. E Noi o simțim și se vede într-adevăr în Comuna noastră că acest ajutor a dat roade. Oamenii încep să fie din ce în ce mai optimiști. Există acum, cum bine știți, și galurile care oferă finanțări și oamenii le-au le înțeles și le-au perceput. Și, foarte apaceri, și agricole ex... și non-agricole, corect. Exact. Și noi încercăm ca autoritate să încurajăm, așa cum spunea și domnul primar, încercăm să-i ajutăm de câte ori putem, în orice problemă ar întâmpina, chiar prin a-i ajuta cu identificarea surselor de finanțare, instruirea pentru a putea scrie un proiect. Încercăm să fim alături de acești corect. oameni, pentru că... Și întrebarea foarte curioasă, sau mai bine zis, curiositatea mea este, de fapt, din cei care au venit din zona urbană, sunt cei care au venit la dumneavoastră, sunt vreunii care s-au apucat de agricultură? Uh, Interesant să vedem și invers. Nu proces. prea s-au apucat de agricultură, dar să știți... Dar măcar că consumă e... de la ce produc ceilalți? Din discuțiile Cresc... cu oamenii care s-au mutat de curând în comuna noastră, sunt, există interes. Pentru că la noi, așa cum a spus și dumneavoastră, există foarte mult teren. Și oamenii au început să înțeleagă... Mai e lucrat? Uh, Nu prea nelucrat? Nu prea, nu prea mai e, dar... Mai există teren de vânzare, de exemplu. Corect? Uh, oamenii au început să, să înțeleagă că uh, este un avantaj să trăiești în acest mediu, aproape de o pădure, aproape de un teren pe care îl poți lucra. Se gândesc la uh, hrana sănătoasă pe care o poți cultiva chiar tu la tine în curte sau de ce nu să faci o afacere din asta. Și să știți că și uh, influența dumneavoastră contează foarte mult a presei, care oferă din ce în ce mai multe povești. Ale Corect. tinerilor care se apucă, ale tinerilor familii care se apucă de agricultură și care reușesc. Și am avut chiar, de curând discuții cu posibili beneficiari. Sincer, cred că vom avea în curând oameni care se vor apuca să. Super. Venim să -i... venim, să le aflăm poveștile. Vă așteptăm. Domnul președinte. Foarte. Bună comunicarea pe care ați avut-o cu domnul Daia, am văzut acolo, despre foarte că sunteți și la fel, așa, ca, ca și fire, am văzut. Semănați într-o anumită măsură, sunteți expansivi, sunteți, și, să faceți lucrurile multe și... Nu, dar probabil bine. aveți și cu domnul meu personal cu aceeași cifră, la început. Măcar atât. Da. <laughs> ați făcut gluma asta, am auzit da, da, da. La, la un moment dat. Uh, nu, vreau să... Uh, am prins, uh, am fost un pic uh, întreagă, mi-ați... Aveți o inimă acolo. Da. Cu ce, ce scrie pe ea? Iubiți satul românesc. Iubit satul românesc. Satul românesc. Bun. Bun. Haideți să ne uităm, facem un mic joc de cuvinte și poate că faceți adăugați ceva acolo. Uh, țara este integral cuprinsă în țărani. Țară, țărană. Da? Da. atunci, Eu plac ăsta de cuvinte. Atunci, Cred că cum... atunci v-aș ruga să scrieți iubiți satul, iubiți România. România. E un lucru pe care să știți că și noi aici încercăm să-l comunicăm cât mai bine. De asta probabil că avem și noi o misiune, ca și dumneavoastră la nivel de oameni. Noi încercăm să le comunicăm oamenilor care au plecat să se întoarcă, să încerce să pună umărul la dezvoltarea zonei rurale. Și credeți-mă că am avut și niște campanii cu România e acasă, sau acasă e România. Cam asta înseamnă și la noi. Da, mergem să știți, domnul președinte, mult prin țară. Dacă întrebați pe ai mei, vă spun, de trei zile ai mei pleacă dimineața la ora 8 și ajung la 11 noaptea acasă. <coughs> nu am comentat niciodată. Și știu foarte bine că și pentru ei este o... Avem o misiune cu toți împreună, până la urmă. Mergem mai departe și lucrurile sunt concrete, că nu avem ce face. În... Trecem un concret, Atoația de formă europene după 2020. Toată lumea își pune întrebările. Noi știm că sunt semnale și diferite semnale și aici ați început să scoateți un pic în evidență. Ce putem face? În cazul în care lucrurile se strâng acolo, unde găsim resurse? Ce putem face oare în lucrurile astea? Unde ne îndreptăm? Spre ce ne îndreptăm? Păi, în opinia noastră, având în vedere că o să scadă mult eu știu, suma banilor alocați pentru infrastructură. Am vrea să începem negocierile de acum și să facem lobby pentru o alocare mai generoasă pentru galuri. În sensul ăsta ne-am gândit să propunem autorității de management ca din banii alocați pentru asistența tehnică, știți că galurile au o problemă în ceea ce privește managementul și echipa de implementare pentru că ei merg ca și curba lui Gauss. Depun strategii, primesc bani, au bani pe implementare, li se gata banii până când se deschide următoarea sesiune, toți specialiștii se disipă de acolo da. și -au de ce să e o adevărat. pierdere. Da. și atunci noi vrem să facem una apel către asistența tehnică, să avem o dezvoltare sau să avem un management liniar la, la, nivel de galuri și mai mult decât atât, să începem să dezvoltăm programe complementare, adică să, să galurile să aibă finanțări complementare cu alte surse de finanțare. Sigur. Să știți că am social, fost la Generala la Galor, la Fenegal, la Sinaia și de asta s-a desprins și din ceea ce domnul Potor acolo a spus. Noi uh, am avut o discuție foarte lungă pe zona asta, și îmi pare bine că s-a adus discuția, pentru că știu că un pas foarte important va fi făcut în curând acest lucru. Nu știu eu foarte multe, dar uh, prevăd că veți putea coopera cu toate aceste entități. Păi, dar nu cum să nu cooperăm, pentru că în galuri veți găsi tot primul. Corect? Dar mai mult decât atât, exact de ce spunea domnul primar. Aceste, aceste, fonduri trebuie cât mai mult absorbite. Există niște... Uh, mai avem un gând aici cu galurile să, din păcate... Motoarea de dezvoltare ale zonei rurale. din cam așa păcate, trebuie. ele sunt o verigă la ora actuală între beneficiari și cerefiruri sau ojeuri. Nu e normal în toate țările din vestul Europei, galurile sunt mici centre regionale. Atunci, dacă eu mă duc la gal să depun proiectul, nu mai trebuie să mă plimbe și pe la Cerefir sau pe la oj Și atunci ar trebui cumva să trăim cordonul acesta umbilical dintre centre regionale și oficii și a, galuri. Pe de altă parte, vrem să schimbăm puțin, adică până acum, în general, finanțarea de la galuri se suprapunea pe măsurile, peste măsurile din PNR ul Mare. Ceea ce nu e normal. Nu. Adică galurile s-au fost concepute pentru a anima zona cu proiecte mici, dar care să aducă un plus de energie pozitivă, de, de bucurie, de uh, curaj pentru, pentru sătenii de acolo, de imbolt și atunci noi trebuie să gândim uh, alt fel de proiecte decât cele de pe pnd ul mare. Corect. De exemplu, doamna primă la dumneavoastră, uh, câte, ce absorția ați avut de fonduri europene? Câte, câți bani în fonduri europene ați reușit până în momentul de față? Noi, din păcate, eu sunt primar din 2016 și până acum nu am reușit să accesăm, să avem două proiecte depuse deja. A, deci aveți da, în așteptare, da, cum da. să spune? Trebuie să vă pregătiți și am pentru avut ce? 2020, în Înainte de mandatul meu, au, au fost un proiect european uh, pentru alimentarea cu apă, dar uh, nu mai mult de atât. Uh, noi să știți că suntem, cel puțin prezența mea uh, la adunarea generală, alături de colegii mei, uh, are un scop foarte important și anume de a. Uh, Găsi uh, soluții pentru problemele pe care le întâmpinăm și de a identifica cât mai multe variante prin care noi putem să ne ajutăm comunitatea și putem să atragem aceste fonduri. Uh, vă spun sincer că simțim la un moment dat că lucrurile uh, s-au întâmplat și că noi n-am fost acolo și n-am prins primul tren, dar. Încercăm acum să nu mai Pe Acum, în condiții grele, să văd, știi cum se spune, caracterele puternice și aveți de făcut în condițiile mai grele. Încercăm și să știți că chiar simțim, în ceea ce mă privește și pe mine și Comuna mea, simțim foarte mult sprijin, găsim foarte folositoare aceste întâlniri și discuțiile cu colegii noștri care au foarte multă experiență sunt extrem de benefice pentru noi care ne dorim într un timp scurt Vă promitem amândurora că vom fi prezenți și la dumneavoastră, așa cum ați venit în studio, vă vom, vom întoarce vizita și vom fi la dumneavoastră. Domnul președinte, între timp a primit și un microfon, n-a fost cu minte și a primit și un microfon. Uh, microfonul acela este în locul avalierei, V-a lăsat la valiera, domnul președinte. Dar e bine, nu de la noi, să știți. E adevărat. Este încheierea pe care o facem. Da. Pentru că trebuie să tragem o concluzie după această adunare generală. Și este cel mai în măsură. Am văzut, noi am văzut și vom reflecta în zilele următoare. Dați-ne dumneavoastră, într-un minut, concluzia acestei adunări generale. Mă jucam în timp ce vorbeau colegii mei aici. Am făcut un apel puțin mai devreme să studiez site-ul Asociației Comune din România și concluzia vis-a-vis -vis de la sau aminț, de la ce m-ați întrebat la început până la sfârșit, este că satul este sufletul statului. Concluzia cea mai frumoasă care mi-a putea da, domnul președinte. Mulțumim că sunteți atât de... și vă plac, am văzut eu jocul ăsta de cuvinte extraordinare. Dar multe dintre ele, să știți că am reținut și ați văzut că vi l-am spus și eu. Mulțumesc pentru acest lucru. Încă o dată vă mulțumesc tuturor uh, celor care ați fost astăzi uh, la Realități Rale. Noi asta încercăm să mergem uh, cu exemple de bune practici. Mai vă rog să mă lăsați. Vă Pentru las. Că am avut invitații din Republica Populară Chineză, din Federația Rusă, de la Comitetul European al Regiunilor Fiecare Partid Politic Reprezentat. Uh, uh, am avut din uh, Polonia și am avut plăcuta surpriză, aseară stând de vorbă cu cei din Federația Rusă îi vedeam pe un ton de zice ce mult ne-am dorit și noi să putem face o astfel de activitate. De asemenea, cel din Polonia, ce mă voi duce acasă să spun, Polonia, care dată ca și exemplu, peste tot, Corect, eu am fost -am mai dar? mult multe ori în Polonia, zice, trebuie să vedem cum să face și noi. Franța, zice, așa ceva n-am văzut. La fel și cel din Finlanda, care a fost președintele Comitetului European al Regiunilor și a fost la noi acum 2 ani, a rămas plăcut surprins, adică nici nu-i vine să creadă că se pot realiza astfel de activități. Dar cine le-a făcut pe asta? Colegii mei primari ai comunelor, pentru că sunt dornici să-și vadă dezvoltat satul pe care... Nevoia te unește, domnul primar. Be, și nevoile sunt așa asta, e, asta este Am început și o Vă mulțumesc. Mulțumim, domnul președinte Emil Drăghici, doamna primar Ramona Pandele, Comuna Berceni, județul Prahova, domnul Gheorghe Dămian, primarul Comunei Ciugud. Le vom întoarce vizitele, vom aduce povești frumoase de acolo de unde mergem, pentru că asta face AgroTV împreună cu uh, toți. Spunem povești frumoase pentru dumneavoastră și nu numai pentru dumneavoastră telespectatori, pentru toți cei care au urechi de auzit în România de astăzi. Satul românesc, așa cum spunea și domnul uh, președinte, satul românesc este inima României. Mulțumim încă o dată pentru prezența în emisiune. Seara faină și rămânem pentru final aici.